Bun găsit prieteni la o nouă ediție Sport Arena. La zi suntem la 24 de ore cel mai important meci al echipei naționale din ultimii 8 ani. Avem nevoie să nu pierdem în Ungaria, acolo vor fi oaspeții celor de la Israel. Dacă plecăm neînvinși la anul, vom fi în Germania. Alături de mine pentru a discuta care sunt șansele României de a pleca neînvinse din Ungaria, doi oameni care știu exact ce înseamnă să joci sub presiune, Liviu Ganea și Dacian Varga. Vă salut domnilor. Salut, Salut colegul gust. nostru, Ionuț! Uf, uh, ce emoții avem! Cred că n-am mai avut de mult atât uh, o astfel de stare înaintea unei partide pentru echipa națională. De obicei eram obișnuit să părăsim repede preliminariile livriștă. Am știu, 3-4 meciuri deja, eram de Făceam calcule cum ne pot ajuta alții să ajungem în ne situația aceasta. Ne gândeam la următoarea tragere la sorți, nu? Poate cu puțin noroc să găsim o grupă mai ușoară. Așa, să... Serios, la ce grupă am avut cred că avem toate premizele să ne calificăm. Sau certuția. Ar fi o mare durere, Liviu, ca după o astfel de grupă... Nu, nu, ne mai calificăm. Dacă nu, dacă nu ne calificăm nici din grupa asta, nu cred că... Ne-ar fi fost foarte greu, dar mă rog. Și un avantaj. În cont de două celor ei, din nu. Israel, nu? Au fost, diferența mare fost să, să joci în Israel așa, toate... și să joci totuși pe un teren neutru. Tot neuntru. ce s-a întâmplat dacă am fost pentru noi așa. Dacă stăm să dăm timpul înapoi și golurile care le-am dat în elbeția, Și rezultatele. Rezultatele, rezultatele indirecte. care iar ne-au ajutat foarte mult. Bun, până să ajungem să discutăm despre partida de mâine seara, aș vrea să ne uităm puțin la aceste două partide pe care le-au avut izraelini și de aici să plecăm cu dezbaterea noastră. Ok, au jucat în Kosovo pe un teren aproape impracticabil de aceea. Nu știu exact dacă existabil. după meciul acela am fi putut să tragem o concluzie. Dar a venit acest meci împotriva Elveției pe un teren, bineînțeles, bun, un teren unde vom juca și noi. Și parcă ne-am schimbat puțin părerea. Părea după partida din Kosovo că Israelul este o echipă căzută, este o echipă care este mult mai apăsată de ceea ce se întâmplă în țară decât de importanța acestei partide, însă am văzut Liviu vreo 40, poate chiar 50 de minute în care Israelul a arătat că poate să joace bine împotriva favoritei grupei, așa cum am spus cu toți. A favorita grupei, cred că după meciul, după meciul, cu Israel, cel puțin după prima repriză, puteam spune că Elveția cred că putea să marcheze trei goluri cu ușurință. Au avut ocazii foarte clare, n-au reușit lucrul ăsta, dar ceea ce m-a surprins a fost și a dat doua repriză a Israelului. O repriză bună, o repriză în care a reușit să pună presiune mai ales spre sfârșitul meciului, a, au și marcat și dacă să ne uităm și pe toate datele meciului, cred că au și avut un penalti nedat. Deci cumva Israel a reușit să echilibreze meciul cel puțin în a doua și să pună probleme elveții. Pe mine m-a surprins evoluția slabă a elvețienilor. Care au căzut în a doua repriză. Da, pentru că, ok, Israelul nu avea nimic de pierdut. Și dacă pierdeau sau și dacă făceau un rezultat de egalitate... Și atunci, de unde plecăm cu analiza de aceea? n Au jucat elvețienii slab gândindu-ne în contextul în care să nu uităm, izraelinii au început cu vreo 4-5 jucători titulari pe bancă, da. sau Israelul, în momentul în care și-a băgat armele importante, a crescut presiunea în care elvețian și de aici au apărut Eu nu și greșelile. Elveția, de ce nu... Adică, un Iar expo Și, -și știți, gândește, câștigau, era da, gata. Asta nu se termina Azi, nu știu, pentru ei. Am văzut care... unul dintre jucători la sfârșitul meciului, a văzut cum a șutat într-o minge nervos după la, la sfârșitul exact, Exact, se -a -a primit mai permis da. să Pentru că toată lumea probabil a avut o frustrare, s-a așteptat după meciul ăsta, gata, se termine Pe, și să fie liniștiți. Asta am zis, nu-ți dorești cât mai repede să închei perioada, nu știu, asta de agitație, de, adică acum te duci în, au cu Kosovo. Nu poți să știi ce se întâmplă cu Kosovo, da? Ok, Kosovo, dacă nu mă înșel, parcă nu a câștigat nicio deplasare. Nu, și nici nu mai are șanse să se califice în momentul Nu mai care... are șanse, dar nu știu, dacă te încurcă Kosovo. Da, bătălia se va da indiferent ce se va întâmpla pentru prima poziție, pentru că am stabilit că UEFA alocă câștigătoarelor de grupă locul întâi în grupa, în prima urnă valorică la tragerea la sol. Deci, indiferent ce se va întâmpla, va fi o bătălie pentru primul loc. Asta am spus. Adică, dacă reușeau să câștigă să câștige în, în, Israel, în Israel, în Ungaria, contra celor din, din Israel? Ți se pare de că ne-am speriat puțin, Liviu, și de aceea vi se pare că ne-am speriat puțin de Elveția, și că, de fapt, noi tot o așteptăm să arate, dar atâta poate în momentul de față? Bine, Elveția, ca și noi, cred, și ca majoritatea echipelor, a fost inconstantă. Pentru că, dacă să ne gândim la prima repriză a noastră, care am făcut-o noi în Elveția, puteam spune detașați că e favorita grupei și că. Uh, ar fi meritat să câștige la pas această grupă. Dar, la fel, a avut contraste. A avut, uh, el au făcut de foarte multe ori repriza a doua foarte slabă. Și din punctul ăsta de vedere, de asta au și ajuns probabil acum să fie la egalitate de puncte cu noi și să tremure încă pentru primul sau al doilea loc în, în grup. Este egalată de România la 2. Este egalată de Kosovo. Este condusă și aproape învinsă de Belarus. Doar greșelile pe final ale bielorușilor au făcut Corect. Este, este egalată de Israel este acum. Este egalată de Israel acum și poate chiar aproape să fie bătută dacă Anthony Taylor vedea ce până. Eu este o mare problemă. Am văzut uh, divergențe. Uh, am văzut deja jucători uh, celor din Elveția nemulțumiți și cred că pe bună dreptate. Am văzut chiar și pe am citit o declarație lui Shakiri că deja dădea vina pe antrenor, nu știu întrebați-l pe, pe antrenor. Adică e clar că nu este o atmosferă bună. Nu niciodată. este o atmosferă deloc bună. Nici o presă favorabilă, pentru că și presa a început să-i atace pe elvețieni, obișnuiți fiind. Stai puțin, cu alt cum, nivel. sincer, au fost la campionatul european, la campionatul mondial, au cea mai bună echipă. Și n-a trecut mult timp de la rezultatele. Asta bine. am spus, adică ei ar fi trebuit să defileze într-o grupă cu, nu știu, cu noi, cu Kosovo, cu Israel. Sincer. Ei ar fi trebuit că... să fie calificat, cred că încă 3-4 meciuri, cred că ar fi trebuit să stea liniștiți. Și dar nu pot să spui Liviu că a jucat cu echipa a doua, că de fiecare dată a trimis nu, ce nu a nu mai echipa a Doua, jucat cu jucătorii care aveau cei mai bun sau cei mai buni spre ce. Dar așa cum spunea și Dacian, cred că e o problemă de vestiar acolo. Se întâmplă ceva în vestiarul Elveției și probabil unii dintre jucători, o parte din ei, probabil nu sunt de acord cu anumite decizii ale lui, lui Shahin și atunci intervin aceste lipsă, această lipsă de rezultate. Bun, plecând de la acest tablou și plecând de la ceea ce ne trebuie nouă mâine în Ungaria împotriva Israelului, este clar, în primul rând, nu trebuie să pierdem. Dar nu putem gândi mai departe, hai să le batem pe amândouă și să fim în prima urnă valorică la tragerea sos pentru euro, sau vom merge, Liviu, și de aceea cu ideea aceasta, în primul rând, haide să ne asigurăm calificarea și vedem mai departe ce se întâmplă. Atenție! No. Îți asigur calificarea și bătând, adică să o faci mult mai simplă dacă reușești să bați și nu stai pe final de meci, Doamne ferește, să tremuri la vreo fază a izraelinilor. Cum ar trebui să abordăm această partidă? Ne gândim și la ceea ce urmează cu Elveția în contextul în care Elveția nu, nu mai ar sperie pe nimeni? Nu sau ne, concentrăm la nu cred partidă? Nu că ar trebui să te gândești la al doilea meci. Nu. Primul meci este cel mai important. Dar eu cred că pentru a reuși să scoatem un rezultat de egalitate, trebuie să marcăm minim un gol e greu să cred că se poate termina Și trebuie să jucăm, 0 la 0. trebuie să jucăm ca pentru un meci de victorie. Să nu jucăm, să ne punem pe două linii că ne ajunge egalul. Pentru că am văzut ce, cum s-au desfășurat lucrurile uh, cu Elveția, nu? Israelul, ai văzut o fază care nu anunță nimic, o centrare, respinsă prost, dă atacantul din întoarcere, îți dă gol. un. nu, nu. Nu neapărat, nu știu, poate uite, orice, te lovește mingea mână, o fază orice, fix, se zic, adică poate e întâmpla. abordarea o... meciului. Cum abordăm noi acest meci cu Israelul? Cum începe meciul? Cum Adică începem meciul fricoși, stăm jos, ne e frică de ei să nu luăm gol sau încercăm și noi să facem un anumit pressing în anumite momente ale meciului și să, uh, să marcăm. Pentru că va trebui să marcăm, să nu așteptăm un 0-0, cu părerea mea ar fi cea mai mare greșeală. Bun, Liviu și Tăcen, există vreun meci în această campanie, scoțându-le, bineînțeles, pe cele cu Andorra și Belarus, în care noi să fi început peste adversar? Vă aduceți aminte? Nu. De o... Bun, și atunci, de ce ne agățăm de ideea aceasta că noi vom merge să jucăm la victorie împotriva unui Israel care are doar varianta victoriei? Adică avem această pentru energie că... și acest curaj să păi jucăm o astfel de să partidă Normal, avem așa. această energie, pentru că Israelul este al treilea meci. A jucat cu, cu meciul de mâine, o să joace Trei al treilea în șapte meci zile. în 7-8 zile, nu? Corect, corect. Noi ar trebui să fim mult mai proaspeți. Adică, nu știu, unul m-aș enerva groaznic să văd că cei din Israel o să alerge mai mult ca noi. Serios. Mi-e frică să văd meciul acesta cu Dacian de <laughs> nu știu, stăm acasă. Ei, nu, serios, Dar eu nu știu văd. cum trăiește meciurile. Da, ai să dreptate, vezi, ai dreptate. Jucătorii celor din Israel o să alerge mai mult decât alergă La jucătorii români? Pentru ei e o singură variantă, e doar trebuie să câștige cu noi, altfel... Și asta vă întreb, capăt. nu există oare în mintea noastră o falsă impresie că haideți totuși să nu mergem peste ei, că noi avem și varianta egală și să se transforme această păi tactică într-o Păi da, asta e cea, păi ce știu, e cea mai, și mai periculoasă. Și să te pui pe două linii, bol, să te să vină peste juc. tine 90 de minute? Să rezici 90 de minute? Nu, dar să încerci să le iei pulsul așa, să vezi ce au de gând, cum facem noi de obicei. Păi stai puțin să mă gândesc, cred că în afară de Kosovo, în afară de Kosovo, care am reușit să câștigăm 2-0, a fost un meci în care noi să nu primim gol? Cu Andorra aici. Cu Andorra, nu? Da. Și acolo. Deci cu Andorra. Andorra o scoatem din discuție pentru că nu e fotbal profesionist acolo, Dacian. Asta am zis. Adică în afară de Kosovo... Adică suntem atât de siguri că noi nu vom lua gol în meciul ăsta dacă jucăm așa la egal? de aici a pornit Apărarea discuția. asta noastră ne garantează lucrul ăsta și felul de organizare al jocului că nu vom lua gol, nu, nu, nu poți să-ți garantezi să garantez chestia. Și atunci prefer să încerc să marchezi. Cel mai important este să marchezi. Ai, nu știu, conduci 1-0, ai două variante după aceea, nu? Ai, se termină 1-0 și 1-1 ești calificat. Dar dacă stai la 0-0 până în minutul, că noi avem, oricum suntem specialiști cu asta, cu până în minutul 80 să stăm 0-0 și după aia să întâmple ceva, nu știu, de obicei e ceva prost. ce mă. e bine acum e că nu trebuie noi să batem, că noi de obicei, și când trebuie să batem, nu atacăm din prima. Să nu uităm, am avut Islanda la București și am stat și am stat și am stat și nu, a trecut -am timpul putut și... Păi, Eu de nu ce, și Am jucat contra un... unor copii, unor tineri care... Și ce am așteptat? Trecuseră 70 de minute și noi nu reușeam să ducem jocul acolo, în față. Adică, uitându-ne la această istorie a noastră pe care o avem, Liviu, ești încrezător că vom schimba mentalitatea și vom merge noi să atacăm, având sper, cele două dintre ei? Sper că Edi să fie inspirat, să fie inteligent în meciul ăsta și să abordeze meciul de, de felul în care să mergem un pic peste ei, să nu, să nu facem un joc de așteptare. Și jucătorii n-au cum să nu fie motivați. Serios, joacă cu calificarea pe masă. Fără discuție. Este cel mai important meci din ultimul Cred că, că niciun jucător. Mei. Cred că în afară de stanciu. Nu știu, să nu. Dacă te nu referi să... să fii jucat la un da, turneu final. Da, exact. Din cred că în generația de de... aceasta, nu. Stanciu și. Nu știu, Alibec. Nu a fost Nu, știu, nu cred că a fost în 2016, Alibec. Deci, cred că în afară de stanciu, nu cred că a mai fost. Nu vorbesc de cei uh, care au fost la tineret, de au fost la un. Nu, vorbim de echipa mare. Echipa mare, da. Din punct de vedere da. al motivației. Dar asta, da asta nu e spun. O problemă. Adică, jocul care Problema Problema Cred că ceea ce, ce, ce le transmite uh, Edi Ordonezcu, de pe margine și felul în care vor se va pregăti. Dar ca și de sistem, așa, așa cum cum o vedeți, ca și sistem e, de, de joc. Vreau să discutăm puțin și despre cum credeți că va arăta echipa. Nu cred că se va abate de la principiul acesta 4-3-3. Dacă începem puțin cu cum ar trebui linia de fund, nu cred că vedem schimbări. În poartă rămâne Moldovan. Credeți că există vreo surpriză aici nu, pe ultima nu, sută? Nu, nu, nu merge cu el în continuare. Bun. Și eu cred că... Dreapta, cred că rămâne Rațiu, după ce a fost lăudat de presa noastră și pe nu are cine, cea spaniolă. Mogoș nu e? adus? E Mogoș, după ultimele meciuri la CFR. Mogoș pare cu o viteză minus la ce am văzut în Superliga. Eu cred că Rațiu, da. Rațiul îl Rațiu. ține foarte bine pe Vinicius, sunt un derby, Raio Vaecano, Real Madrid și de aici pleacă o presă favorabilă. Dar să nu uităm că Rațiu nu este chiar atât de complet cum încercăm noi să-l zugrăvim după un ultim meci. Stânga va fi Bancu. Da. Problema e că noi am mai discutat Liviu și de aceea. Bancu nu știe să se apere, în schimb știe să se atace foarte bine. Pe nici nu ai cu cine să joci. Cu... mie puțin, la știi ce mi-e teamă mie la... Avem doi fundași centrali lenți. Burcă și Drăgușin. Da. Ok, au talie. Au, au talie, aici da, la joc adevăr, de cap. Aici dacă... este plusul că avem o... Ok, avem din punctul ăsta de vedere, da, avem forță, avem Dar talie. e un aspect? Israel nu este cu minge lungă din propria jumătate. Asta păi da, am văzut... da, vin cu pase păi filtrante. exact, da, aici... Da, e. Ai. filtrante între, fundașii central, între fundașul central și un fundaj lateral, sau chiar prin, pe mijloc, între fundașii centrali. De aici vine pericolul. Aici mi este, mi este, puțin teamă. Bun, trecem mai departe. Linia de fund, cred că aceasta va rămâne. Rațiul, Drăgușin, Burcă și Banc. Danciu punct fix, Răzvan Marin punct fix. Acum întrebarea este dacă vă joacă cu unul în fața sau cu doi. Eu l-aș vedea, știi pe cine aș vedea? Screciu, eu un jucător cu... Da. Exact. Screciu, <laughs> Am Screciu, da, și să încerce să, pe faza de apărare, nu știu, poate să, chiar să intre... Dar între... te întreb, joci cu doi închizători? Sau joci 4-3-3? Cu... Eu aș juca cu doi închizători. Și atunci nu tragi un semnal, de fapt nu, nu dai un semnal că de fapt dacă te ai doi... Temi? Nu, dacă ai doi închizători să îți facă ambele faze, da? să fie box to box, unul dintre ei da? să fie măcar unul dintre mai ei ofensiv. să ți stea screciu în fața apărării, da? pentru că are și viteză. Corect. Doamne ferește, un pas filtrant Corect. să poată să-l prindă din, din urmă, Te-a jucat da? bine în Elveția. Așa. Și pui, care este pui lângă Marin, lângă Marin și joci screciu Răzvan Marin în fața apărării? Da. Așa-și, eu aș începe Bun. cu... Stanciu struși. în fața lor și mai avem trei poziții. Extremă stângă-dreaptă și atacant. Liviu, ce vezi? Ali vârf împins. Sau da. Drăguș, 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 Drăguș. Denis Drăguș. Da, da, Drăguș, cred că a fost soluție mai mult pentru un stânga. Da, da, din nou vine și el pe un val din acesta de... Uh, optimism El știu, păi, da, că în vine. a jucat vârf împins la L-am avut și l-am auzit pe Marius și Mudica, antrenorul lui care l-a reinventat, spune, nu, domne, mie joacă cu spatele la poartă, redublează și o în face ur... foarte bine în număr 9. În... în, față. Dacă ți-aduce aminte cu România, la ultimul meci, l-a schimbat, l-a băgat, și vârf da. împins, dar nu s-a simțit la fel de bine cum s-a simțit în banda stângă. El a zis că în banda stângă la un moment dat s-a sufocat, pentru că toate mingile și tot jocul României s-a dus în stânga și la un moment dat te rămânea fără spațiu, Liviu. Nu rămâi fără spațiu. Nu, no, asta depinde și de tine. În modul cum te demarci, când aștepți mingea, ori stai lipit de tușe, ori îți place să ceri în adâncime să te duci în, spatele apărării. Aici sunt multe A făcut soluții. o primă repriză bună. 30-40 de minute, exact. Dar nu toate acțiunile nu s-au dus în stânga? -au la un dus... moment dat nu ai un volum foarte mare de joc deci păi nu, păi ai... nu ți păi convine ca și jucător păi voi vă întreb păi. Trebuie să și poți, ție îți convine să joace mereu la tine Dar poate mai ești un moment când vrei să mai stai, să mai respiri Să se mai joace și în partea cealaltă Dar problema e că dacă în partea cealaltă joacă Ianis Ianis mereu o să intre interior el, el, nu o să ceară mingea lung de linie niciodată. Eu cred că în dreapta o să cred Sau, dacă Cred că, joacă... că o să moruțan, eu așa cred, părerea mea Am înțeles că diseară la conferința de presă va veni Ianis și că 95% dintre jucătorii care vin la conferința de presă sunt și titulari în meciul respectiv. Dar întrebarea mea pentru voi este, Ianis este de acolo, din filmul ăla? Pentru că noi tot am spus că el ar trebui să joace în mijlocul terenului, să-și deschidă terenul. Păi nu are să cum să, joace îmi... în mijlocul terenului, că e pe același post cu Stanciu. Bun, și atunci nu joci puțin șchiop pe partea dreaptă? Îl vezi făcând toată banda aia în condiții în care izraelienii vor presa? Adică nu le expui și pe rațiu? duelurilor 1 contra 1, pentru că e clar că Ianis... să bagi, să joace 60 de minute. Să dea maxim 60 de minute, să-i spui de la început, Ianis, nu știu, mă bazez pe tine 60 de minute. Te rog frumos, în astea 60 de minute vreau să faci și faza de atac și faza de apărare. Atât. 60, da, și după 60 de minute să-l schimb cu Moruțan, să-i dai și un Moruțan 30 de minute. Să vii Care cu Moruțanu, oricum de pe mereu a avut plusul intrării în teren, când a intrat, că a intrat în 70, când a intrat la pauză, mereu au adus plusul ăla. Acum da e și, eu, și eu îl. Văd dacă are cura să-l bage titular, să joace cu el din primă, știi. Știm foarte bine că Edi are niște idei de la care e greu să îl dacă, dacă e să ne luăm după chestia asta că el e conservator și nu e foarte greu să-l vezi făcând o schimbare așa foarte mare, probabil nu va juca Moruțan. Și va fi iarăși jucătorul de la care așteaptă foarte mult, intrând pe parcursul meciului. Să-l bage ultimele 30 de minute sau 20, da. 25 de minute. Da, întrebarea mea ar fi dacă noi suntem în rezultat mai forțesc cu Moruțan. Sau îți menții liniile? Da! Da? Forțează da, de ce dacă, să nu vor... te dar în lui, primul exemplu, rând? Ianus. Nu e vorba de forțat. Asta am spus. Dacă 60 de minute Ianis a dat maxim și a făcut un travaliu foarte mare, și înainte și înapoi, l-a ajutat și pe rațiu, vii cu, vi cu un jucător proaspăt, care la fel poate să-ți facă toată banda. Să-l ajute și pe rațiu, pentru că, în opinia mea, Israelul cel mai periculos sunt pe, pe, pe banda stângă lor. Când de acolo. De dreapta, dreapta, dreapta noastră. Tot ce s-a da. întâmplat în meciul cu a venit din partea de acolo. Asta, Centrarea a venit de acolo, totul golului și toate da, cu da, venit din da. stânga. O, a mai fost o fază când pune fruntea unui izraelian și o lovește cu capul în bară, tot, tot de pe da, partea stângă. Asta zic a deci centra. totul s-a întâmplat de aici. Așa, dacă să-i gândești din punct de vedere defensiv, nu știu dacă e cel mai potrivit Ianis. Se i gândești, bă, vine mereu și îl ajută părații, stă mereu lângă el. Eu cred că ar putea, 60 de minute. Adică, dacă mai pe mine între Moruțan îl văd mai, mai țăpănos pe, pe Ianis decât pe Moruțan să facă faza defensivă. Să nu ne așteptăm la vreo surpriză, să jucăm cu cinci fundași, să jucăm... Aoleu, da, adică sper să nu facem autobaza, să, să avem pe la... Te-ar vei... surprinde să vezi că jucăm cu 3 pe linia de fund? Să joci un 3-5... Da? 2? 5-3-2, de, de fapt. 5 Sau un 5-4-1, da. n-am Am zis -am. că tu zici bine pe atac 3 5 2, dar noi o să mergem pe sistemul ăla lat. Cu 5. La în cărțu, cu Da, automază. da. Adică există. Nu-mi nici acest sistem. Toată lumea spune că un astfel de sistem este defensiv, dar vă întreb, nu înseamnă de fapt că îl poți considera ofensiv sau defensiv în funcție de cum interpretezi nu, aici, aici partitura partidul de Ce se întâmplă cu cele două aripi? Dacă urcă sau nu? Cât, cât, de mult îți, îți, fac faza de atac. Dacă tu ai băgat și ea se comportă ca niște fundași stânga și dreapta, clar vei juca cu 5 pe fund. Și vei arăta așa, dar dacă vei avea jucător ofensiv care mereu să-ți ajungă mereu acolo să-ți ajute faza de atac, atunci poți să o consideri un sistem ofensiv. Dar în momentul în care joci cu 3 pe fund, dacă ai 3 fundași central lenți, așa cum sublinia de aceea, nu, nu ai expui. avea lent, pentru... ai avea ar Care ar fi al treilea mai de viteză? P am Pe asta am zis, l-ai trage pe screciu. Bun, a, ok, deci -aduci pe, Screciu. pe Screciu acolo. Da, să-l aduci pe Screciu să joace între cei doi fundași centrali. Eu așa aș vedea. Și atunci să se ducă puțin mai în stânga Burcă, puțin mai în, în dreapta Drăgușin, da? și în mijloc să rămână Screciu. Bun, să rămânem la ideea că joacă cu doi închizători, pe cea pe care ai adus-o în discuție. În stânga cine e? e Coman? Eu cred că Sau Coman. Sau este Denis Drăguș, așa cum a jucat no, în Belarus? Eu cred că Coman a jucat. Nu. să știi că la ultimul meci făcut, jucat la echipa națională, a făcut foarte bine faza defensivă. Da, dar au apărut discuții că i s-au luat din calitățile ofensive și că n-a mai fost proaspăt în față și că cifrele Asta e lui... la orice jucător de bandă. În momentul în care și oricine ai vrea tu din lumea asta, și Cristiano Ronaldo, dacă îl pui să se țină după fundașul la el nu mai poate. Pe faza ofensivă, când îi dai mingea, nu mai are aceeași prospețime. Deci cumva trebuie să sacrifici ceva. Vrei să faci un meci foarte bun defensiv? Ok, îl faci, dar după aia pe faza ofensivă nu o să mai ai tu aceleași acțiuni și și prospețime. Că nu ai cum să o ai. Trebuie să fii foarte bine pregătit ca să poți să le faci pe ambele. Exact. Și mă îndoiesc că... Da, acum revenim iar la chestia asta cu meciurile jucate de Israel. E greu să cred că poți să fie mai pregătiți ca noi. Dar mai, e primul meci al nostru. Mai am o temă de discuție aici. Este totuși un avantaj că au stat într-un cadru organizat Șapte zile. Pe păi noi că am stat într-un cadru organizat? Că nu ne-am strâns. că ne -a, noi ne-am întâlnit. În o duminică, săptămână nu? înainte, da. Corect, dar ei înainte. stau de vreo 10 zile împreună. E vorba de două, trei zile. Nu, e vorba de felul în care au reușit să se recapaciteze, să vină la un nivel fizic optim, pentru că știm foarte bine, mulți jucători nu au meciuri în picioare pentru că s-a întrerupt campionatul în Israel. Adică un astfel de o astfel de decizie poate fi un avantaj că i-a strâns acolo și i-a da, ținut. au avut te-ai jucat și ei două meciuri. Eu nu, trebuiau nu să se strângă, aveam. mai ales în condițiile în care, cum ai spus și tu, mulți dintre ei jucau în campionatul intern și nu au avut meciuri. N să nu s-au mai internat. Dar acum trebuie să ne gândim că Până la urmă, teoretic, ar trebui să fie mai obosiți ca noi și noi să venim cu prospeții. Plus că gândește-te, aduceți-vă aminte pe ce teren au jucat la Prișina. Da. Că... Foarte e greu, greu, și e avut greu să probleme musculare. Și -a și -a da, da, dintre prima ei... echipă acolo, asta mi s-a părut ciudat, pentru că au trimis ce au avut mai bun pe terenul acela de la Priscina, după care au schimbat vreo 4-5, chiar 6 Și jucători. eu la fel aș fi jucat dacă aș fi fost antrenor. Se bagă în primul meci, îi lasă în al doilea să se odignească da. și să i ia în proaspăt pentru meciul contra celor din România. Da, dar a apărut puțin derutant, așa că practic ai sacrificat meciul acesta cu Elveția, practic te-ai intrat cu gândul că domne orice ar fi, noi oricum jucăm decisivul peste trei zile cu România. Și totuși a surprins că ai reușit să stai bine în teren, să pui probleme Elveției și încă o dată spun, cu puțină șansă și cu un arbitraj corect, ai fi putut să câștigi. Și atunci, până la urmă, noi de care Israel ne temem? De cel care a jucat cu echipa bună la Prișina și a pierdut? Dar au făcut și un meci Dar... slab acolo și terenul a fost execrabil. Eu m-aș uita doar la ultimul meci contra celor din Elveția, sincer care nu arată bine pentru noi dacă este ne rotundă. O arată pentru noi bine pentru noi a doua repriză. Prima repriză da. a arătat rău. Adică da, vețenii da. puteau să Tu crezi Liviu că noi putem să facem ce a făcut Elveția în prima repriză? Da? Eu nu cred. Asta am spus, adică dacă am merge și noi să punem presiune pe ei să avem ocazii pentru de ce nu chiar a... să și marcăm din prima repriză? Pentru că ai văzut, gândește-te că în prima repriză, mai ales pe sfârșitul primei reprize, pe Elvețieni a avut la ocazie și era totul ce se întâmpla acolo, zicea, își doreau să mare mai repede pauza, pentru că puteau să ia două, trei goluri foarte ușor. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, iar cea de-a doua repriză, într-adevăr, și cu schimbările pe care le-au făcut, cumva a arătat altfel Israelul și o echipă care ne arătat care potențial. Adică, cel puțin nou, cred că de asta ar trebui să ne frică de uh, Israelul din a doua repriză cu, cu Elveția. Acum, sincer, să te -am... bine, da. Asta e în capul meu, așa. Mi-ar plăcea să fie... Doamne ferește, nu vreau să se ajungă până la ultimul meci cu Elveția. să i batem noi pe Elveția. să i vei. batem pe Elveția cu un stadion arhiplin, nu știu, 50.000 de oameni în tribună. să i batem pe elvețieni și să... Să terminăm grupa pe primul... Să terminăm, da. Bun, dacă stăm să ne uităm puțin la cifre, că prietenul meu de aceea nu ține cont de ele, dar eu mă mai duc câteodată <cute> și mă mai uit la cifre. România s-a aflat de șase ori în situația de a avea nevoie de un punct ca să ajungă la un turneu final. O singură dată am ratat, se întâmpla la campionatul mondial din de Suedia. Scuze-mă puțin, eu nu... Am vorbit înainte de emisiune. Păi noi nu ne ajută un punct cu Elveția. Un, un punct știu, nu, eu zic de punctul ăsta cu Israel, să punctul Vorbi ăsta. De ulti, de da, da, match, da. Asta de primul meci, un meci decisiv în care trebuie să luăm un punct. O singură dată s-a întâmplat să ratăm, pierdeam în Iugoslavia 0-2 la 2 pentru Mondialul din Suedia. De atunci, de fiecare dată, am reușit să tratăm astfel de meciuri considerate capitale, pentru că este un meci capital pentru această generație. Am reușit să trecem, să nu mai zic de evenimentul de la Cardiff, știm foarte bine, Liviu. Am reușit să nu pierdem în țara Galilor și de acolo a pornit acea generație fantastică. Dar să te întreb în locul 3? 3 în grupa din grupul, asta? Da. Nu, nu nici nicăieri. Nu, pentru că se califică primele două și mai sunt patru locuri care vin din Liga Națiunilor. Din Liga Națiunilor. Acolo unde noi știm foarte bine că am retrogradat. V-aș întreba în eventualitatea în care, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, trecem de acest hop. Se poate naște o generație bună sau, așa cum spune Alex Borceanu, această calificare nu schimbă starea deplorabilă în care se află fotbalul românesc și ne-am păcălit în continuare Liviu Ștacea. Depinde, de și de, de Sunt de acord. Eu sunt unul sincer, sunt de acord cu Băurceanu. Doamne ajută să ne calificăm. Asta e... Ne-am ne dorit cu toții. Fi, este risc. un plus pentru orice jucător care este la echipa națională. Și pentru România este un plus, da? Pentru jucătorii în campionatul nostru. Pentru că, automat, multă lume o să-și să îndrepte atenția și spre campionatul nostru. Dar... Nu cred că, cred cu că nu trebuie, Asta așa. trebuie să vină la pachet cu mai multe locuri, Ionuț. Ok, te califici la campionatul european. Ce fac echipele românești? Unde joacă în Europa? Echipa campioană, echipa de pe locul 2, echipa care a Cupa României, unde joacă? O să joace în Europa, o să avem, pentru că trebuie să vină la pachetul lucrurile astea. Ok, ne calificăm cu echipa națională, foarte bine, Eu nu știu ce facem acum. Ieșim din grupe, nu ieșim, ce facem după? Anul următor, ce fac echipele românești? Ce performanță o să aibă în Europa? Adică, și asta e important, să avem cât mai multe echipe care să jucăm, să ne agățăm de nivelul ăsta, că e conference, că doamna aici să fie Europa League, dar să fim acolo. Că nu e de ajuns. Ok, ne-am calificat foarte bine. Ne calificăm, e, ne vedem e ce să facem acolo. să că o să mai vedem vreo echipă în grupele Europa League. Eu cred că asta să zic. fim bucuroși dacă ajungem Cumbar în conference. Cumva ar trebui să vină la pachet, că tu întrebai dacă schimbă. Nu schimbă foarte mult. Ok, pentru imagine, pentru anumit jucător cărora le va crește cota, expunere. Dar gândește-te, noi expunerea am avut și cu echipa națională de tineret, da? Când am mai în semifinal. Am avut expunere, Liviu, dar nu comparăm naționala da, de tineret cu echipa mare. Da, dar contează și ce faci acolo, ce rezultate ai acolo, O ne calificăm, dar dacă. Bine, dacă noi grupăm, Liviu, pe primul 11, pe care noi îl gândim, care ar putea fi trimis în teren de Edio Ionescu, preponderenți sunt jucătorii de afară. În și afară mai, de bancu Bancul și poate Screciu. Și Screciu, să sp și Portarul. Și Oldoman. Portarul, ok. Dar mai există voci care spun că nici în 98 campionatul românesc aflat într-o perioadă mlăștinoasă așa nu avea rezultate în Europa. Știm foarte bine că nu ajungeam în competiții europene atunci. Păi da, Rapidul da, era eliminat da. de Valerenga, Dinamo, rușin, prin Liga 1. Da, eu Steaua de atunci da, te lupta da, fără... Dar în 98 unde jucau titularii pe naționale? Deci până la urmă tot competiția îți de... păi, dă... Ei jucau toți în Europa. Ia, echipa din 98 și vezi unde jucau toți. Ei părând. Dan Petrescu juca în, Anglia. Gica da, majoritatea, 80% să spunem așa, erau... Un... Adică ei acum avem China, Arabia Saudită, tot zone exotice. Păi, nu mai avem campionatele alea. Păi, eu nu jucam în Premier League, jucau în Olanda, jucau Spania. în Spania, jucau un în... Germania. Germania, eu, Ionel Ganea, Donel nu veneau din Germania atunci. Adică despre și ce jucau? Vorba. Nu erau pe acolo și... Erau titulari. Încă o chestiune. L-am auzit pe selecționerul Emil Sandu spunând că nu contează că am jucat slab, nu contează că am fost dominați. Important este așa cum a căzut și noi de acord, că ajungem acolo sau că avem șansa să ajungem acolo. Până la urmă, ok, ajungi. Avem exemplul naționalei de rugby. Există riscul să pățim și noi dacă ajungem acolo niște rezultate mm. rușine. mai ales că mm. la momentul actual, în momentul discuției noastre, suntem în urna 4 a patra valorică. Prima existe echipă din urna nu a patra valorică. Există. Asta e cumva așa cum să spun eu, uh, spală puțin ceea ce s-a întâmplat, știi, din, din toate lucrurile care se întâmplă pe la noi cu rezultatele proaste pe care le avem în Europa, cu jucători care nu mai avem jucători care joacă la echipe mari. Spală un pic așa, e o față așa nouă. Domnule, ne-am calificat european. Foarte bine. Dar ce facem de la anul? Ce facem de la anul încolo? Că revenim la vor veni mondialele, acolo se schimbă sistemul de calificare, nu mai merg două formații. Noi am avut noroc și de grupă și de faptul că se califică două formații. Dar mai avem un atu. Foarte puțină lume vorbește despre selecționerul Edi Ordenescu. Mulți l-au acuzat, sau mai bine zis, i-au spus că au noroc. Că rezultatele acestea au venit din noroc. Dar dacă te uiți pe parcursul lui Edi Ordănescu, Liviu și Dacian, la toate formațiile la care a fost și a îndeplinit obiectivul. A fost la Pandurii, i-a salvat de la retrogradare, i-a dus în play-off. A venit la asta într-un moment greu, i-a dus în play-off. A adus Metan în premieră în play-off. A câștigat titlul cu CFR și Supercupa cu CFR cât timp a fost lăsat. La FCSB avea 8 victorii, 2 egaluri și o înfrângere și a fost dat afară pentru că echipa nu are posesie. Mi se pare că omul acesta oriunde s-a dus, chiar dacă fotbalul pe care echipele sale... la început la echipa națională nu prea a fost ok. Da, era un obiectiv intermediar. Treia să-și cunoască jucătorii, trebuia să vadă ce sistem implementează. Da, da, totuși gândește-te cu ce echipe am jucat atunci. Da, am jucat da, cu Bosnia, cu Muntenegru băi și Bosnia cu Finlanda. Bosnia a luat 3 dacă nu mă înșel, sau 4 De la? Da. Luxemburg? Cu una... Da, da, Luxemburgul, să știi că este o forță în momentul de față, cu numele <laughs> de rigoare. Și să știi că pe bancă era antrenorul Petev, care este antrenorul lui CSU în momentul de față. Am înțeles, da. Deci, cum îl uh, catalogăm pe Dior Dănescu Dacian? Ți se pare că faptul că a dat greș să în campanie de... Hai să-l să catalogăm sau să-i punem ștampila după meciul de mâine. Asta e cel mai important examen al lui, părerea mea. Și întrebarea a doua în continuare acesteia. Dacă Doamne ferește rată în calificarea... Îi dăm încredere în continuare sau începem din nou să căutăm selecționeri care nu, să vină nu și rămâne. să promită? Dar nu mai nu mai rămâi dacă ți nu ți-ai îndeplinit obiectivul cine te ține că ce continuitate la ce? La toată lumea Ducătorii a spus că sunt în, momentul în care îți vin de la echipe. Toată lumea a spus Liviu că în momentul în care a plecat doi deja se contura un stil de joc, o altă față și că ar fi trebuit să se pună mai mare presiune pe el să fie convins să rămână în continuare pentru că începeam să avem un stil Ți se pare că în echipa națională în momentul de față este un stil? Se vede o idee? Sau mergem din nou la zeița Fortuna care ne-a ținut în brațe în această campanie și fără de care poate am fi avut 5-6 puncte? Ne-a cam ținut în brațe zeița. Vește, te uite. În Elveția un punct. În Kosovo un punct. În Kosovo. Cu Israel acasă un punct. Israel acasă un punct. Și asta e campania, nu? Păi, gândește meciul de acasă cu Kosovo, iar. Da. Cartonaș roșu, minutul 30, 35, dacă nu înșel... Și să jucăm Bine, ei și... scapă de două ori singur cu portarul. Ei scapă de două singur 0. cu portarul. Adică, adică că... dacă tam să facem o analiză așa concretă, nu putem spune, domnule, a România un stil de meciul astea. Bun, Cum și dacă bun. se califică, crezi că strânge mâna și pleacă? Mă rog, nu înainte de turneu final. Nu. Merge la turneul final... Da, și după aia va pleca. Și după aia va pleca? Eu cred că depinde și ce face la turneul final. Depinde, că dacă, dacă n-ai rezultate și, și mare de aici și... Dacă te duci și ei o sacoșă de goluri și... Oricum vom merge să ne apărăm și acolo, pentru că vom fi, repet, în ultima urnă valorică și ne va fi greu să ne luptăm cu grani. Nu vom mai avea Kosovo, nu vom mai avea Israel în grupă, nu vom mai avea Belarus. Poți să dai de o grupă cu Spania, Portugalia sau... Luxemburg, care ai spus că e o forță, nu? Să știi că Luxemburg termină pe trei, O grupă cu Portugalia și cu Slovacia, dacă nu greșesc. La Mustața, acolo, nu mai... Nu e... mai au șanse de calificare? Nu mai, s Chiar dacă grup. au câștigat sunt 4, sunt 4 puncte, sunt 4 puncte în 3. Dar să știi că Luxemburg nu e Liechtenstein. Că poate te gândești... Nu, ea. nu, nu! Da. Nu e Malta, nu e Feroe, adică am văzut niște jucători o, care. O națiune tot, tot nu are Luxemburg. istorie mare, nu e pro Câmpurghi, adică. Da, da, ce? Dar să știi că, într-o grupă cu Luxemburg, nu știa că am fi făcut noi 6 puncte cu ei. Ok, a fost. Peste acel... puțin, noi n-am făcut nici cu Belarus. Da, adevărat. Adică, și Adică uitați că Belarus n-au jucat, jucat meciurile pe teren propriu. Corect, le-a jucat tot în Adică noi din fiecare grupă, din fiecare urnă valorică pentru această grupă care s-a format, am întâlnit teoretic cel mai slab adversar, dacă este să luăm. Păi mm. și atunci, dacă am avut grupa asta, noi ce să... Doamne ajută să iasă bine meciul și să ne calificăm cu ne calificăm, dar am avut șansă și în grupa asta, așa cum a fost ea. Eu nu că nici... noi nu am bătut nicio echipă de două ori. Kosovo, da. Nu i-ai bătut și acasă și în deplasare, am da? Am bătut Andorra de ce? fără să luăm gol. Am înțeles, ok. Bine, am bătut Andorra. Și care... ai văzut ce au venit aici ne-au rupit picioare? În 4 de minute au luat 5 cartonașe și galbe. Ce a fost acolo. Belarus? Cred că, cred că tu, dacă erai pe teren okay. cu Andorra, nu cred că terminai nici tu prima La câte materiale <laughs> da, și... sau... Corect. Dar Livi e mai calm, adică el ar fi intrat mai... Deși și. Ai, el fost cu cu mine, la... La... ai fost cu mine la meci contra celor din Belarus. Dăm 2-0, 2-1, Puteau să ne, ne aibă un 11 metri, știi Correct. foarte bine, da? Correct. Contra celor din Belarus. Ai fost în Belarus, ai făcut egal. Deci ai scos numai 4 puncte. N-ai scos de la nicio echipă, n-ai scos da, dar 6 puncte. Este contraargumentul acesta că suntem alături ne învinși. de veții neînvinși. Și în păi momentul mai... de față avem același număr de păi puncte. Te buc... Eu nu m-aș bucura mai bine să... Uh iau un meci bătaie și al doilea să câștig decât să fac egal. O să egaluri. fac două egaluri, da? Sunt două puncte. La o victorie sunt trei. Și ce facem, băieți, cu moralul acesta al echipei despre care toți antrenorii spun că mai bine e egal, că nu pierdem, că avem o serie? Că... Le e frică, Ionuț. Le e frică pentru că în momentul în care ai pierdut un meci, chiar dacă echipa joacă bine, să spunem că vrei să joci ofensiv, să faci ceva, ai pierdut un meci după e scandal a doua zi. Și toți selecționerii, toată lumea să vrește de chestia asta. Cel Vre? care nu-l interesa și cine era fără 2 și că dacă a luat 2 și dacă a luat 3, echipa jucă la fel. Numai că ceilalți... Dăm puțin timp înapoi? Te rog. Ne pare rău de punctele din Belarus? Eram calificați? Da, fără discuție. Ne pare rău de orice punct pe care l-am pierdut, dar... Vezi Acum mergeam, în, mergeam în vacanță. Dacă... Vizitam Budapesta. Dacă punem pe o balanță și mergem pe corect în toate meciurile, s-ar putea tot pe minus să ieșim. Pentru că noi, într-adevăr, avem memoria scurtă și ne gândim doar ce s-a întâmplat în Belarus. Dar să nu uităm Bine că, că și... suntem la mâna noastră. Și nu stăm ca în alte campanii. Da, corect. Bine să că suntem la mâna noastră și că indirecte, nu... Indirecte, că dacă bate pe nu știu cine și noi facem egal și măcar suntem la mâna noastră. Am făcut egal, ne-am calificat. Ați trăit meciul din o intensitate din aceasta ridicată? Cum se trăiește o astfel de săptămână? Dar ce, tu ai jucat în Champions League? Este... Ai avut un regim paramilitar, da? Cu Dan Petrescu? Da, dar repet, când ajungi la stadion acolo, eu nu sunt Nu, Dacă România a ajuns deja în Ungaria, știm foarte bine. Nu, zic, când ajungi la stadion, când ai ieșit deja la încălzire, deja gata, nu mai ești. Ești focusat 100% acolo, nu mai... Dar da, cu o zi înainte de meci, cu două zile, citești presa, n-ai cum să nu citești presa. Jucătorii da. spun că nu o citesc. Bine, nici nu. noi nu o citeam. Nu intră niciunul pe telefon să vedea citez ziarele? A, cum mă? Toată lumea, citează ziarele. Toată lumea citește ziarele Toată lumea da. citește ziarele, dar într-adevăr, e o concentrare, e o stare așa de, poate, de, de liniște în care toată lumea așteaptă meciul. Ce vrei să zic? E o încărcătură, dar aici depinde foarte mult și de jucătorii pe care cum reușesc să se capaciteze pentru meciul astea, cum le abordează, să aibă încredere mare în ei. ei contează foarte mult cum vorbește antrenorul cu, cu jucătorii, pentru că sunt antrenori care, înaintea unor astfel de meciuri, Uh, ei sunt mai panicați ca jucătorii, știi? Adică încep să pamă, ăla, jucăm cu ea, mamă, ăla, să-l vezi mijlocașul dreapta, ăla, să vezi... Adică îi facem pe aia cei mai buni, știi? Și tu cumva ca jucător îți te spui, să spui... Știi să pe cine aș fi văzut antrenor Trebuia... acum? Doar pentru meciul ăsta, pe Dan Petrescu. Nu cred că pierdea niciodată, sincer. La cum știa să-i capaciteze și ce... În primul rând. analiza fiecărui jucător la da. ce face ăla, cum la ce, ăla? Analiza, Fă ce parte doarme, cum... Exact. <laughs> e, dacă ei cu Dan Petrescu au făcut 8 puncte în grupă... Toți de erau, și... deci acum, când dacă ar fi fost antrenorul echipei naționale, toți din Israel erau Messi și Cristiano Ronaldo, deci toți erau cei mai buni, cei mai, buni, cei mai alea, deci te băga într-o dată, de trebuia să fii atent și când, nu știu, și când se scărpina la în cap, trebuia să fii atent. Băi, s-a scărpinat ăsta, poate ce face ceva. Și asta spun. Adică, din punctul ăsta de vedere, da, este un antrenor care te motivează 100%. Nu, nu există. N-ai cum să intri 70% sau 80%. Nu. Când intri acolo, știi foarte bine tot. Asta spun. Câteodată cred că Uite, de exemplu, cum -aș, a, pentru acest meci, eu unul sincer, l-aș fi adus, de exemplu, și pe Mircea Lucescu în vestiar. Ți se pare că există așa e... o, nu știu, o stare din aceasta de superioritate în, în echipe naționale, să nu apelezi, să nu E apar bă, în presă că ai cerut sfaturi de la nu știu cine, nu. că ți făcut nu. echipa, pentru că presa, foarte ușor, ar bădă... putea să o împacheteze că Mircea Lucescu i-a făcut echipa nu. lui. Nu, niciodată, lui. niciodată. Ei, așa vă no. dau să nu știu, că au mai făcut chestia cu Anghel Rănescu, că a zis no. pe data cu. da, cu Nu, când faci... dai seama ce impact ar avea, nu știu, să-ți intre Mircea Lucescu în vestiar? Și cu siguranță ar accepta să vină, pentru că s-a întâmplat și în cazul FCSB-ului să intre înainte de un meci european să vorbească cu jucătorii. Să-ți intre mine. în vestiar, nu știu, sau să-ți vină cu o zi înainte, la antrenament, să aibă și el un speech de 10-15 minute, nu știu, să... Mie, unul sincer, pe mine, unul m-ar motiva maxim să știi că vine, punctul meu de vedere, cel mai mare antrenor al României. Nu știu, că -ți ține un speech, că -ți ține un discurs, că nu știu, că te încurajează pentru mine, nu ar fi fost senzațional. Ar fi lăsat federația de la ea, Liviu, să facă un astfel de gest? Sau crezi că nu e momentul acum? Nu neapărat să vină să-ți dea... Da, dar nu cred că asta tactic. depinde de Edi, știi? Pentru că Edi, dacă ar, ar fi avut el dorința asta, nu cred că s-ar fi opus nimeni să zică, băi, nu că... Nu venea... nu n-am spus să vină să-ți dea indicații ta tactice, tehnico-tactice, știi? Domne, nu știu, tu urcă, tu coboară, hai să jucăm sistemul. Nu, doar să și țină un speech. Eu zic că te-ar motiva maxim. Să subliniez de fapt importanța acestei exact. pești. Pentru că trebuie să recunoaștem, nu știm ce va fi la următorul turneu final. Este clar că nu vom mai avea o astfel de grupă, este clar că vom avea cu totul și cu totul alte speranțe și mai ales avem presiunea aceasta că noi nu ne calificăm la mondiale din 1990. Da, Doamne, ajută să ne calificăm, nu ne crește uh, procentul? Coeficientul? Coeficientul, da, dacă te, că, de ca, dacă te califici, nu știu, nu e nici puncte. Sau în cred pus, că nu? depinde de punctele care le faci acolo în grup. Sau depinde și de... Te referi dacă la următoarea tragere a da. fi într-o urnă superioară? Exact. Da, dacă nu ești prezent acolo, de ce am crezut că o simplă calificare te poate scoate deci, din... Asta întreb. Trebuie să faci și puncte, părerea mea. Asta întreb, adică nu te ridică și cu punctele pe care le-ai făcut acum? Gândește-te că în momentul de față noi suntem printre cele mai slabe locuri 2 din cele 10 grupe deși noi avem un punctaj bun și spunem că suntem neînvinși, noi suntem printre cele mai slabe locuri 2. 16 puncte. Exact. Adică, în momentul de față, și ca joc, și ca medie de goluri marcate, și ca... Bine, asta nu contează ca medie de goluri. Punctele contează. Păi da, dar gândește că noi dacă scoatem cele șase puncte care nu se iau în calcul, cu ultima clasată, pentru că suntem în grupă de șase. Suntem de da, da, da. Iar celelalte se sunt... topesc vertiginos, Răm... adică rămâne rămân cu 10. Cu 10 puncte, da. 10 puncte și mai ai două meciuri. Da, mai ai, două, meciuri. În care mai poți să scoți două. Șase. <laughs> să rămânem cu 16. Apropo de șase, știi că domnul Deoseghi a setat un nou plan pentru sepsis? Sunt momentul acum de față. Acum am trecut de astea de patru care au fost acum da, cu da, și acum sunt, și cu sunt 11 rapid. din 15. Și acum... 11 din 15. Dintre care o să fie Hermann și o să fie CFR. Adică vrea trei victorii și două egaluri. Da. Ok. Da. Asta că noi avem această calitate de a veni cu obiective care nu sunt realiste. Să setezi acum patru puncte cu Israel și Elveția ar fi un obiectiv realist de da, ce? Repet, da. pe ce am arătat în această campanie? Pentru că așa normal în fotbal se poate întâmpla orice. Dar o dacă dai timp înapoi așa cum ai zis rău, de fiecare dată. Dar cred că eu ok să nu știu, să spui niște obiective îndrăznețe. Dar dacă pui obiective mici Bun, toată lumea spune că nu trebuie să jucăm la egal pentru că nu îl vom obține. Și nici eu nu, nu cred că de, la ședința tehnică discursul lui Edi Ordănescu o să fie în felul următor. Haide să nu luăm gol. Nici Bine. eu n-am auzit niciun antrenor la nicio echipă în care să spună să jucăm la egal. Sincer, eu n-am auzit. Nu, nu ți spune nimeni, dar îți poate transmite indirect prin primul 11 care face sau așezarea care o face. Mine acum nici nu văd... Stai puțin... Noi, N-am jucat cu două vârfuri, cred că niciun meci. Am jucat vreun meci no, în această grupă. Nici acum. <gânt> nu vom păi nu asta am spus, adică. Nu, adică dacă joc cu două ca -a să -a poți, -a le joacă Ca cu să un... poți să faci, să faci o comparație. Stai, domne, că nu știu, am jucat șase meciuri sau cinci meciuri sau patru meciuri, am jucat cu două vârfuri. Acum jucăm cu un vârf, e clar că doar ne apărăm. Nu. Cred că ăsta a fost sistemul de la început. Ok, că la unele meciuri poate n-ai jucat cu doi în fața apărării mai defensiv și ai jucat cu unul mai defensiv și doi mai avansați, cu triunghiul întors invers, cum ar veni, da? Ce eu zic că în asemenea meci, părerea mea, da, eu unul sincer aș juca cu doi defensivi. La am auzit pe mare și Mudica seara într-o intervenție la un post de TVN spunând să nu jucăm prea mult în zona roșie. Ce înseamnă zona roșie? De deci, ce? În treimea adversă, mă refer acum la cei din Israel care atacă, în, în aparat. În primii, în apărare, da, exact. Da? De la 11 la 30 de metri, aia e zona roșie pentru noi. Ce, hai să facem un joc de imaginație pentru că mai avem două minute. Ce se întâmplă, Liviu, dacă luăm gol? Dacă luăm gol? Eu am zis că mă duc la culcare, asta da. No. Dar ce face echipa dacă ia gol? Ce face echipa? Te gândești la reacția pe care am avut-o în anumite meciuri în care doar câteva mici au reacție bună. Păi, automat, cred că o să schimbe, o să intre Mihailă. Pagă pe Moruțan sau eu știu ce Mihailă, cred, sau... cred, că o să schimbe să nu mai joace cu doi închizători și să joace doar cu un închizător, să urce unul mai sus. Mă gândesc. Întrebarea e, credeți că intră o stare din aceasta de panică în sistemul nostru? Panică? Bă. Nu știu, cred că e mult spus panică. Pentru că noi până în momentul de față am fost conduși doar de Elveția și am văzut conjunctural cu două goluri care au venit de nicăieri, am reușit să egalăm, dar în rest, noi în această campanie nu am fost conduși. Am fost la egalitate sau am fost cei care am deschis scorul. Nu știu cum ar fi arătat să ne fi dat gol Israelul la București sau să ne fi dat Kosovo gol la Bine, acum haide, mai avem un minut. Eu, totuși, haide, -te, totuși că nu întâlnim Franța, Germania, Italia, da? sunt și ei niște jucători care nu sunt wow. Da? Adică totul să nu ne sperie că nu jucăm contra unei forțe. Până, și eu, până la urmă și au limitele lor, au două meciuri, sunt obosiți, nu cred, noi avem mai mare prospețime, adică chiar nu. Eu văd un meci echilibrat, adică nu văd să stăm pe 30 de metri și ei doar să vină cu centrări să ne încalece 90 de minute. Chiar nu văd un asemenea. Bun. Match. Ieșim neînvinși, Liviu, ultimele 5 secunde? Simți? Da, nu pierdem. Dacian? Nu pierdem. Nu pierdem. Așa să ne ajute Dumnezeu să nu pierdem. Mulțumesc Liviu, mulțumesc Dacian, vă mulțumesc dumneavoastră celor care ne-ați urmărit în câteva momente. Fulvia Bogaci vă așteaptă cu principalul jurnal al zilei. Noi ne revedem luni ora 17 cu cele mai importante evenimente din sport.